E nu mai suporta? Nu știu, nu cred. E cam gălăgie pentru că băieții aranjează gardul aici. Tund iarba. Dar măcar este totul super frumos și se mișcă foarte repede. Cred că au venit de 10 minute și cred că mai au 5 sau 10 și au terminat totul. Asta din spate. Și a revenit omleta în vlog. Yes. Omleta făcută de mine. Mine. Și bineînțeles, eu am ca niște oameni normali, roșii normale și Ana e... roșii uscate și fresh. Uscate. Neața. 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 Salat. Și plecăm. Și având în vedere că ieri nu v-am arătat mașina pe care am închiriat-o, haideți să vedeți acum. Wow. Ce afară. Asta este Kia Picanto. Și afară e un pic de Dubai. Da. Un pic prea mult. Ia, ține, ca să o dau mai spate un pic mașina. Este extrem de cald. Mult mai cald ca ieri. Băgăm aer. 12 grade cu mașina. Asta este Kia Picanto. Cea mai mică Kia posibil. Mai ales pe obiectivul ăsta wide arată super funny mașina. Ce mi-ar plăcea și mie un număr de ăsta cu litere de astea. Cam cheluță mașina. Dar e nouă mașina, are 1500 de kilometri, nou-nouț. Arată bine. Textil de două tipuri aici. Cheia automată. Motorul e un pic cam slăbuț, dar te descurci cu astfel de mașină. Dacă încăpem noi patru în ea, e perfect. Nu e tot ce vreau. Dar, aia ne descurcăm. Gata? Da. Da. Ne-am oprit un pic aici în marginea cartierului. Deci vedeți cum este pe aici. Asta e cartierul și ați văzut cum e pe acolo pe unde stăm noi. Iar aici începe nisipul. Literally nisipul. Deșert. Civilizație, pom, verdeață, aici deșert. Chiar deșert, că uite, mai e o verdeață mică astea. Da, da, dar e deșert. Foarte da. Și aici, flori. Și o chestie foarte interesantă, la baza vegetației este irigație peste tot. Aici și acolo la baza copacului. Peste tot, peste tot unde e ceva verdeață, este irigație la baza fiecărui copac, arbust, orice. Altfel n-ar crește. Da, exact. Da, vorbeam cu cineva aseară, ci că ar fi dat cu nu știu ce rachete să facă, să plouă. Și că a plouat 5 zile la rând. Da. În deșert. Frumos. Vreau să filmez deșertul și a fugit. Nu, dacă ai idee, aici este plin de copaci, verdeață și stânga și dreapta, un gărduț frumos pe lângă autostradă, iar fix după verdeața aia de lângă gărduț, nisip, deșert. Am ajuns la moschee, prima noastră oprire din Abu Dhabi. Mi-ai zis asta? Nu, am zis pe story. Pe vlog n-am zis. Okay. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, aveți în descriere link-ul. Și Instagram. Și Instagram-ul ei. Și Instagram-ul ei, și Instagram-ul ei. Și Instagram-ul la toată lumea, și Instagram-ul .com și atât. Dar mi-au rochie. Nu neapărat. Da. Că oricum mă îmbrăcam în asta. Da, da. Pentru femeie aici la moschee este obligatoriu să-și acopere mâinile, picioarele și părul. Deci dacă veniți pregătite, nu-i problemă. Dacă nu, au aici genul ăsta de... Îmi place foarte mult perspectiva pe care ți-o oferă obiectivul ăsta wide. Foarte șmecher. Zi!
acolo cum intrăm. Pe mijloc acolo. E mult mai mare decât poți vedea pe cameră. Ce vai. Părere ai? Da. E impresionant. E foarte impresionant. Este foarte impresionant aici, am făcut un miliard de poze din toate unghiurile posibile. Este absolut senzațional cât de mari sunt lucrurile. Ei, e bine, e frig. Da, tu ești îmbrăcată binișor. Da, dar se sculță. Wow! Ce? Trebuie să-mi las șosetele. Oh, deci nu vă puteți da seama cât de mare este aici, nu? Păi, este senzațional de mare. Ne scuzați, 20 minute să faceți și niște poze. Deci e senzațional. Ce vrei să faci? Un selfie? Nu. Chiar nu. Vreau să fac o poză, dar nu e așa bună. Zice-mi ce ai zis de covorul ăsta, că n-am înțeles. Are aproximativ vreo 4.000 de metri pătrați, e cosut manual și din Persia sau nu știu exact. Și asta a fost construit în 11 ani, ai zis? Da. Da, din 96 până în 2007. Cu atât mai impresionant. Da. Noi, chestia asta dura aproximativ 2500 de ani. La noi în 11 ani se face podul ăla peste chei. 500 de metri. Da, spre Popeș Jordanie. Te-am prins, faci selfie? Nu, mă uitam să văd cum îmi stă. Te-am prins. Și cam asta a fost turul. Ne întoarcem către mașină. Cum ți-a părut? Impresionant, n-am cuvinte. Da, este absolut impresionant. Dimensiunea, dar de fapt în zona aici cam asta contează, dimensiunea. Eu abia aștept să văd ce părere o să am și o să ai când mergem la Burj Khalifa. Acolo e ceva care îți place ție, cu siguranță. Știi că ție ți-a plăcut la Benidorm. Hotelul din Benidorm, care avea cât? 50 de etaje, ceva? Ceva de genul. Nimic, adică o cocioavă pe lângă Burj Khalifa. Da, abia aștept să văd ce părere o să aibă Bobiță, dacă-i frică. Îți dai seama că o să mi se întoarcă tot interiorul pe dos când o să fiu acolo la 120 și ceva. Mergem către mașină, mergem la un mall acum, de unde se vede și Ferrari World, la care de data asta nu mergem, poate data viitoare. Acolo este cel mai rapid roller coaster. Acolo ar trebui să te duci tu neapărat. Poate te lecuiește de roller coastere. Sau poate ți... Nu cred. Poate ți răutățește boala, să zicem. Și ne întoarcem la al nostru Picanto. Oh, cât de mic pare pe lângă autobuzul ăla. Șapte benzi de autostradă, libere toate. Dacă ar fi așa în București... E super liber! Dar spre Dubai era aglomerat. Foarte aglomerat, s-a întâmplat ceva, nu știu ce s-a întâmplat, dar spre Dubai era blocat pe kilometri mulți. Dar noi ne ducem în Abu Dhabi. Ia, du-te după ea. Avem 100. Pe bune acolo, nu cum fac eu glume de obicei. Și am ajuns în Yas Mall. Yes. Vedem ce-i pe.
Mașinuțele astea de jucărie, de colecție, sunt undeva la între 36 și 40 de mii de dirhami, bucata. Au niște detalii senzaționale. Foarte șmechere. Tocmai ce-am mâncat de la Mac și ne-am luat acum și niște Dunkin Donuts. Ai fă bumerangul. Uite că nu mi-a ieșit cum trebuie. Și mie mi-a trecut rândul, am băgat poze de Instagram și acum trebuie să bage fiecare. Am luat 6 gogoși ca să mâncăm fiecare de toate. Ca să mâncăm de asta, Hershey's Kiss. Ia și ăsta. Nu-ți place? A păsit-o Horia pe Anca. Un indian de aici. Vamos, eu vin imediat, sigur. Senior. Si, senior. Nu mai faci așa. Așa am făcut, senior. Dar nici treabă pe indian. Așa vrei. Așa e indian. Dar nu fac. Nu am cu ciocolată doar. Ai cu ciocolatea mea. Da, bine. Iau pe asta. Good? Da, cu frate. Asta e frosting. Da, și e sprinkles. Frosting și sprinkles. Am scoate și noi niște bani, să vedem cum arată banii. Deși nu avem nevoie de cash, dar să nu știu cum arată. Other amount. No, I don't want me the receipt. 5? 10? 5. 8? 5. In multiple of hundreds. 10. Ah, 100. 10 hundreds? Nu avem 10 hundreds. Adică avem, dar nu vreau să scot. Thank you. Pleasure doing business with you. Deși puteam să scoți. Puteam. 100 de lei? Ce să plătești cu 100 de lei? Să plătești la Carrefour? Da. Tu dai seama că te rupe la ce viteză prinde. Cred că te rupe și pe tine. Foarte lift. Super legal, mega. Și am ajuns la Emirates Palace, iar aici sunt niște zgârienori foarte mari. Zona asta e superbă. Ce faci? Story-uri. Bravo. Foarte tare aici. Păcat că nu se poate vedea exact pe cameră dimensiunea lucrurilor, dar e mare. Cam așa arată. Se vede în spate. Se vede frumos? Ha? Ia vezi. Se văd fotelurile alea șmechere? Da. Mai da, ești mai întunecat. Ce? Tu ești mai întunecat. Asta e viața. Nu. Ne-am îmbolnăvit aici în hotelul ăsta. E ce trebuie, nu? Am văzut pietrele acolo cu zodii, cu chestii, de-aia am luat și eu din răchiterii de la Sinaia. Și zici tu bine că au ăștia bani. Uite aici, irigații, frumos, ca să ajungă. Așa. Sau? Așa. În loc să luăm unul din astea 50 de seria 7, ce să facem? Îl luăm pe Picanto.